Operația de sterilizare la cățele, numită uneori și castrare, este o intervenție chirurgicală prin care femelei îi sunt îndepărtate organele de reproducere. Cățeaua va deveni sterilă, adică nu va mai putea să facă pui. Rămâi aproape ca să discutăm pe larg despre operația de sterilizare la cățele și despre ceea ce trebuie făcut înainte și după operație pentru o recuperare cât mai rapidă și ușoară. Cățeaua poate fi sterilizată începând de la vârsta de 6 luni. Operația de sterilizare în sine durează doar câteva minute, însă recuperarea după sterilizare va dura câteva săptămâni. Iată ce trebuie să faci înainte de castrarea câinelui. Ultima masă trebuie să fie înainte de ora 22, în seara de dinaintea intervenției chirurgicale. Câinele va avea acces la apă proaspătă întreaga noapte. În ziua operației, câinele nu va mai primi nici apă, nici mâncare. Asta înseamnă că imediat cum te trezești dimineața, trebuie să îi iei castronul cu apă, să nu mai aibă acces la el. După operație, câinele rămâne câteva ore la cabinetul veterinar pentru a fi sub supraveghere medicală și pentru a se recupera parțial după anestezie. Îi poți cere medicului pastile pentru ameliorarea durerilor pe care le va avea în următoarele 3 zile. Nu îi da câinelui medicamente fără sfatul și acordul veterinarului. Tot acum poți cumpăra sau închiria un guler pentru câine. Va avea tendința de a se linge în zona operației. Trebuie evitat riscul de a-și rupe firele. Noi am folosit un guler foarte comod pentru câine. Este un guler gonflabil pe care câinele chiar poate să doarmă ca pe o pernă. Recuperarea de după operația de sterilizare. În ziua operației, ideal ar fi să nu-i dai nimic de mâncare câinelui. Cățelușa trebuie să aibă acces la apă proaspătă după operație. În primele ore de după sterilizare va fi amețită și somnolentă. Să nu te sperii dacă vomită în primele ore după ce ajunge acasă. În primele zile de la operația de sterilizare, plimbările trebuie să fie foarte scurte. De preferat ar fi să ieșiți numai cât să își facă nevoile. Păstrează curățenie în zona unde stă câinele ca să eviți riscul de infecție. Urmărește zilnic felul în care se vindecă operația. În primele zile este normal ca acea zonă să fie umflată și înroșită. În mod normal, dacă totul decurge bine, cățelușa va fi ușor amețită și a doua zi după operație, dar în zilele următoare ar trebui să mănânce bine, să fie vioaie și tot mai puternică. La o săptămână după operația de sterilizare a cățelei, poți începe să o scoți la plimbări puțin mai lungi. Noi i-am permis cățelușei noastre să se lingă la operație în fiecare zi, pentru câteva secunde doar, atât cât să păstreze locul curat, fără ca totuși să își facă rău. La 3 zile după operație, Onyxa noastră începuse să alerge prin casă ca înainte. Cu greu reușeam să o potolim, pentru ca recuperarea după operație să meargă bine. După 2 săptămâni, locul operației arăta așa. Se vindeca frumos și era curat. Încă mai avea mici umflături, dar se îndreptau spre vindecare. Dacă ai bănuieli că operația nu se vindecă bine sau că a apărut o infecție, discută imediat cu medicul veterinar. După 3 luni, la cățelușa noastră abia se mai observă tăietura. Trebuie să mai știi că după sterilizare, cățelele nu mai au ciclu și nu mai pot face pui. Totuși, în prima perioadă, când ar fi trebuit să vină vremea să aibă ciclu, cățeaua s-ar putea să se comporte o zi sau două ca și cum ar fi în călduri. Îi va trece repede, nu este nevoie să faci nimic. În România există o lege care cere ca fiecare câine fără pedigree să fie castrat. Dacă nu vrei să îți facă pui cățelușa, ideal ar fi să o sterilizezi înainte să intre prima dată în călduri. Cățeaua poate intra în călduri înainte de a împlini un an. Asta înseamnă că va avea ciclu și va putea face pui. I se va schimba comportamentul în cele 3 săptămâni cât va fi în călduri. Vei observa că îi se schimbă și mirosul. În perioada cât este în călduri și 3 luni după ce termină, unii medici veterinari vor refuza să îți sterilizeze câinele, pentru că există anumite riscuri de care este bine să ții cont. Dacă vrei să nu îți facă mizerie prin casă când este în călduri și are ciclu, cumpără-i scutece reutilizabile sau chiar de unică folosință, dar atenție, schimbă-le des, ca nu cumva să se infecteze. Îți voi lăsa în descriere link către videoclipul unde povestesc pe larg despre ceea ce înseamnă căldurile la cățea, căci nouă ne-a intrat Onyx în călduri când avea doar 10 luni. Probabil ai vrea să știi care este prețul pentru o operație de sterilizare. Ei bine, nu există un preț fix. Fiecare cabinet veterinar își stabilește propriul preț.
Sterilizarea femelei de câine este mai scumpă întotdeauna față de castrarea masculului. Noi locuim în Scoția. Sterilizarea lui Onyx ne-a costat 280 de lire. Am mai plătit pentru pastilele contra durerii și pentru guler, în total 300 de lire. În România se organizează frecvent campanii gratuite de sterilizare a cățelelor care nu sunt de rasă pură. Ia legătura cu organizații de salvare a câinilor sau întreabă veterinarul. Ei vor ști încotro să te îndrume. Poți întreba chiar și pe grupurile de Facebook, unde există iubitori de căței. Se spune că un câine castrat are tendința de a se îngrășa. Nu știu cât este de adevărat, pentru că Onyxa noastră continuă să fie slăbuță la 3 luni de la operație. Dar e adevărat, noi o plimbăm mult și ea este foarte activă. Există pe piață mâncare special concepută pentru câini sterilizați care au tendința de a se îngrășa. Îți voi lăsa link în descriere către locul de unde poți comanda hrană pentru cățele sterilizate. Un câine nesterilizat este supus riscului de a face anumite boli grave. În plus, nu este deloc plăcut să vezi cum se chinuie cățeaua când intră în călduri. Te va chinui și pe tine. Nici nu cred că vrei să-ți facă pui care nu se știe ce soartă vor avea, pentru că este foarte greu să găsești oamenii potriviți care să îi adopte. Calea cea mai simplă și mai sigură este să sterilizezi câinele la timp, imediat ce este posibil. Dacă ai un câine deja matur, ține cont de faptul că se va recupera mai greu dacă este gras. Cu cât câinele este mai activ și are parte de mai multă mișcare în viața de zi cu zi, cu atât se va recupera mai ușor atunci când îl vei steriliza. Mai multe informații despre operația de sterilizare, despre riscuri și recuperare, poți primi de la medicul tău veterinar. Sper că acest videoclip ți-a fost de folos și că vei lua decizia potrivită. Nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul, pentru că vor urma și alte videoclipuri interesante. Ne poți susține cu un simplu like sau cu un comentariu. Mulțumim!